La mulți ani, Palatul Copiilor Bacău, loc în care mi-am petrecut o bucată din copilărie, loc în care am învățat să visez, loc în care mi-am găsit prieteni și loc în care poate că mi-am orientat drumul în viață. Ca orice copil din vremea respectivă, am făcut un pic de karting, pentru că în anii 70 nu erai cool dacă nu treceai pe la cercul de karturi. Mi-a trecut destul de repede, doar că am luat de acolo noțiuni de mecanică și în momentul în care am ajuns mare, mi-a fost teribil de ușor să fiu un șofer, aș zice eu, bun. Dar mai mult decât atât, în anii pubertății, am urmat cursurile cercului de prietenii copiilor. Prietenii naturii, îmi cer scuze. Acolo unde am îndrăgit natura, acolo unde am învățat ce înseamnă biologie, acolo unde am învățat ceea ce se întâmplă în corpul uman și de acolo poate că a venit și dragostea pentru sport și pentru înțelegerea propriilor gesturi. Mai departe, am urmat cursurile Facultății de Educație Fizică și Sport și iată-mă, la aproape 60 de ani, bucuros de faptul că m-am desăvârșit profesional în viață. Aș mai spune un lucru. Palatul Copiilor ne oferă un mod de a trăi frumos, de a ne petrece timpul și mai mult decât atât ne dă niște trăiri pe care altcineva nu ni le-ar putea da. Bucuria de a fi pe scenă, bucuria de a zâmbi frumos, bucuria de a trăi alături de ceilalți. S-ar putea ca pentru unii acestea să rămână cele mai frumoase momente din viață. Iar mie de multe ori mi se întâmplă ca în momentele foarte grele să-mi amintesc de copilărie, să-mi amintesc despre satisfacțiile pe care mi le-a dat participarea la aceste cercuri. Încă o dată, la mulți ani, Palatul Copiilor, și sper ca un număr cât mai mare de copii să vină și să treacă cu încredere pragul acestui edificiu superb destinat copilăriei și frumuseții.